luptat degeaba. Am fost atâția ani alături de el. Nu am plecat la servici, doar alături de el. Fiindcă acești copii au nevoie de părinți lângă ei, să simtă iubirea părinților. Sunt cuvinte rostite printre lacrimi de către mama lui Antonio, un elev de 15 ani care a absolvit școala gimnazială din Gura Vitioarei. Din cauza unei dizabilități cu care s-a născut, până la vârsta de 4 ani nu a vorbit. Abia la 8 ani a început să lege câteva propoziții scurte. Chiar și așa, cu sprijinul familiei și al cadrelor didactice, Antonio a muncit mult și a arătat că se poate. Asta pentru că la evaluarea națională a obținut 9,95 la matematică și 8,65 la română, o medie de 9,30 care îl ajută să meargă mai departe la liceu. M-am uimit. Mă așteptam la mate la un 9,50 și la română la un 7, nu la notele astea. Bucure că i-am pomenit lui mama înainte de examenul de matematică că vin cu 10 acasă. E promis. Da. Și ți-a ieșit. Munca depusă de adolescent a fost una susținută. A fost sprijinit de mama lui și de profesorii de la clasă. Ai făcut pregătire? Nu. Nici o oră. Dar la spală și te merg. Deși a absolvit o instituție de învățământ din mediul rural, Antonia a fost susținut de către dascălii de la clasă care au văzut potențialul său. S-a lucrat foarte mult pentru la ore. Și doamna de profesoară de română și doamna profesoară de matematică. Acasă, dacă mai erau zile în care nu înțelegeam ceva, mai ales la subiectul 3 la matematică, a doua zi Antonio venea la școală și o ruga pe doamna de matematică, uitați, n-am înțeles aici. Îi explica, nu știu, în așa fel încât venea așa bucuros Antonio acasă, mami, știu aici, știu, mi-a arătat doamna. Este un copil deosebit, un copil serios, care era numai ochi și urechi la orele de limba și literatura română, un copil care a fost foarte atent la tot ce s-a discutat la școală și prin efortul părinților care au colaborat cu noi, am ajuns aici. Efortul școlii, efortul elevului și al părinților. Dorința tânărului este să urmeze cursurile Colegiului Național Nicolae Iorga din Vălenii de Munte, specializarea științele naturii, dar pentru viitor are un mare vis. Ce vrei să faci pe mai departe? Să mă fac un inginer auto. Inginer auto? Da. Aici, în primul rând, mâna lui Dumnezeu a fost. Prin noi, prin mine, părinți și prin domnii profesori, eu așa am zis, Dumnezeu a lucrat și ne-a ajutat în așa fel să fie El bine și să ajungă la aceste rezultate. Adică Dumnezeu a făcut o minune. Pentru mine asta, că Dumnezeu a făcut cea mai mare minune pentru mine. Mama lui Antonio este un exemplu pentru el. La 40 de ani a dat bacalaureatul pe care l-a și promovat, la fel și tatăl său care lucrează în Germania pentru a le oferi lui și surorii cu câțiva ani mai mare o viață mai bună.